Bună ziua, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media. Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi v-am invitat să vorbim despre un subiect de care depinde la modul real viitorul nostru. Vorbim despre sistemul educațional din municipiul Chișinău. Orașul crește în dimensiuni. Numărul locuitorilor municipiului Chișinău crește într-un ritm constant. Am construit în ultimii ani sute de blocuri de locuință. Iar școli și grădinițe nu am reușit să construim deloc. Timp de 30 de ani, în orașul Chișinău nu a fost construită nicio grădiniță și nicio școală de la zero. Prin urmare, sistemul educațional nu mai face față numărului mare de copii, iar presiunea pe sistemul educațional crește de la un an la altul. În Chișinău este o mare provocare pentru tinerele familii să-și dea copilul la o grădiniță sau la o școală. În sate, școlile sunt închis forțat, iar cele din Chișinău se sufocă. Cele mai multe clase de a întâia sunt supraaglomerate. Avem instituții unde avem în clasele întâi peste 40 de copii. Vi se pare normal? Mie nu. Cum poate un profesor de clasa întâi să asigure un proces normal de studii având un număr de peste 40 de copii în clasă? Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil. Acestea, de fapt, sunt rezultatele așa numitor reforme educaționale pe care le-am testat de-a lungul timpului. De asemenea, este rezultatul managementului în sistemul educațional de care am avut parte în ultima perioadă. Astăzi suntem aici, în strada Vasile Lupu, unul din punctele foarte aglomerate ale Chișinăului, ale sectorului Buiucani, în fața gimnaziului numărul 86. O să vă dau câteva detalii. În această școală, cu o capacitate de 700 de copii, de fapt, frecventează doar până la 100 de elevi. E școală de predare în limba rusă. La o distanță de circa un kilometru, avem o altă școală, la fel cu predare în limba rusă, unde avem un număr de circa 200 de copii. Școala din strada Ion Pelivan ușor ar putea primi și acești copii. Atâta timp cât am fost pretor al sectorului Buiucani, am abordat subiectul dat în mod public. Am venit și cu soluție. Pentru această instituție care arată în starea, care are peste 60 de ani, unde nu s-au făcut investiții deloc, am elaborat documentația tehnică care este definitivată și am identificat și surse financiare pentru reabilitarea ei. Trebuia aici să avem o școală modernă, extinsă, cu o capacitate de 1200 de elevi. N-a fost să fie. După plecarea mea din funcția de pretor al sectorului Buiucani, lucrurile au rămas exact așa. Aceeași situație o avem și în cazul a trei grădinițe din sectorul Buiucani, care, la fel, am elaborat documentația tehnică, am aprobat proiectul tehnic, sursele financiare identificate, iar proiectul nu a mai fost realizat. Vă mai zic și altă istorie. La câteva sute de metri distanță de aici, pe strada Gheorghe Codreanu, Buiucanii Vechi, de peste 10 ani de zile,
Avem o școală, școala numărul 52, care stă închisă. Se dărâmă, iar primăria nu vrea să-și asume reabilitarea ei. Și asta în condițiile în care liceele din strada Alba Iulia sunt supraaglomerate. Iată, am descris foarte pe scurt care sunt realitățile din sistemul educațional. O altă problemă. Anual alocăm surse de ordinul zecilor de milioane pentru reparații curente, fără a ne asuma efectuarea lucrărilor de reabilitare totală. Am spus-o. E imperios, necesar de a asigura condiții moderne în toate școlile și grădinițele din Chișinău. Or, ca să recapitulez, sistemul educațional din Chișinău se confruntă cu două probleme. Una, supraaglomerarea și doi, starea lor tehnică care lasă mult de dorit. Prieteni, unica soluție viabilă este lansarea unui program municipal care să includă reabilitarea în întregime a tuturor școlilor și grădinițelor din Chișinău. Repet, reabilitare și extindere. Exact ca în cazul gimnaziului 86 de aici. Noi avem posibilitatea tehnică de a extinde. Nu vreau să menționez despre starea terenurilor de sport din spatele școlii. Vă dau asigurări că în decurs de 4 ani de zile eu și echipa mea avem capacitatea de a asigura reabilitarea tuturor școlilor și grădinițelor din Chișinău. De asemenea, vom asigura construcția a câte două creșe la nivelul fiecărui sector. Prin urmare, după 4 ani de mandat, vom avea reabilitate toate școlile și grădinițele din Chișinău. De asemenea, vom avea 10 grădinițe, creșe, construite de la zero. Mă veți întreba de unde bani. Am spus-o și mai sus. Inclusiv pentru proiectele despre care am vorbit, cele 3 grădinițe și școală, aveam stabilite sursele de finanțare. Cel mai sigur și simplu modalitate sunt acordurile noastre de înfrățire, colaborare cu autoritățile locale din România. 2. Sunt sursele din fonduri externe care sunt destinate pentru domeniul educației. Și 3. Sursele din bugetul municipal urmează a fi cheltuite eficient și destinate nemijlocit pentru lucrări de reabilitare capitală și extindere. În total, în 4 ani de zile, ne propunem să investim anual 1 miliard de lei pentru a reuși și a asigura reabilitarea tuturor școlilor și grădinițelor. Fără modestie, o să spun că am deja discuții cu prietenii noștri primari din România pe care ne vor ajuta și ne vor susține în demersul nostru de a asigura această necesitate. Investițiile în învățământ sunt printre cele mai importante pe care trebuie să le facem, atât la nivel central, cât și la nivel local. De aceea, insist, construcția de noi școli și grădinițe, extinderea și renovarea celor existente este o chestiune vitală și asta reprezintă prioritatea mea pentru mandatul de primar, dar și pentru colegii mei, pentru mandatul în Consiliul Municipal Chișinău. Și ultimul aspect foarte important la care vreau să mă refer este lipsa personalului în instituțiile de învățământ din Chișinău.
primăria trebuie să-și asume subvenționarea sau oferirea unui salariu suplimentar pentru întreg corpul didactic, educațional și auxiliar. Adică fiecare profesor, fiecare educător, fiecare lucrător auxiliar trebuie să beneficieze de un salariu din partea primăriei municipiului Chișinău. Asta propunem și asta pentru următorii 4 ani de zile vom face-o. Or, este inadmisibil ca un pedagog care lucrează în condițiile în care le știm, cu peste 40 de copii sau grupe cu peste 25 de copii, să fie încă remunerat în bătaie de joc. Dragii mei, această situație trebuie schimbată. Eu vreau ca fiecare din noi, în mod special copiii noștri, să aibă la Chișinău sentimentul de acasă. Vreau fiecare să se mândrească că trăiește în Chișinău, muncește în Chișinău și iubește în Chișinău. Asta vom face, ori Chișinău merită mai mult. Vă mulțumesc de atenție!